și țin să-i salut pe toți părinții, pe toți bunicii și pe toți copiii care au venit, da, pe toți copiii care au venit și să le mulțumesc pentru că s-au implicat în acest frumos și minunat proiect dedicat centenarului României. Întreaga temă a centenarului, de se înscrie în evenimentul acestui an. Un eveniment pe care și copiii l-au conștientizat, au știut ce să picteze și împreună cu doamna profesoară Anca Buta, noi am făcut echipă, de fapt suntem toți o uriașă echipă și n-am putut ajunge la această expoziție dacă nu ne-am fi dat mâna toți să terminăm picturile și să le dăm culoare după inima și sufletul nostru. Eu vă mulțumesc încă o dată și dau microfonul moderatorului nostru și prezentatorului nostru și directorului. Mulțumesc! Mă invit acum și pe doamna Buta să ne spună la rândul ei sale câteva cuvinte despre acest apel. Mulțumesc, nu știu cât află, organizatorilor Târgului Internațional de Carte și Muzică, pentru că ne găzduiesc de câțiva ani cu expoziții sau lansări de carte. Bineînțeles, mulțumesc doamnei profesor psiholog Rodica Cânta pentru orele pe care le-a petrecut la școală alături de noi pentru a desfășura aceste ore minunate, cum zice Tudor, în care voi v-ați putut exprima din nou prin intermediul